Salut și bine ai venit la Minutul Schaeffler Rep Expert. Cum nu ne mai putem întâlni față în față în această perioadă, ne-am gândit să facem câteva filmulețe despre temele cele mai des dezbătute în prezentările avute cu partenerii noștri. Aceste filmulețe vor dura doar câteva minute și vor trata niște teme, zicem noi, foarte interesante pentru dumneavoastră. Pentru mai multe detalii, în schimb, vă așteptăm pe pagina noastră www.repexpert.com și vă invităm pe Facebook să ne dați un like și un follow pe Schaeffler Rep Expert România. Astăzi o să vorbim despre ambreiajul cu autoreglare de la LUK, LUK SAC, Self-Adjusting Clutch. Și o să vorbim câteva cuvinte despre avantaje și ce ne interesează cel mai mult este să înțelegem de ce este nevoie să folosim trusa specială de montaj 400-0237-10 și la montaj, dar și la demontare atunci când intervin asupra cutiei de viteze păstrând același chid de ambreiaj. Principala caracteristică tehnică a ambreiajului cu autoreglare este faptul că prin sistemul de autoreglaj din interiorul plăcii de presiune se compensează uzura discului pe toată durata de viață a acestuia. Compensându-se uzura discului, placa de presiune își menține aceeași poziție a diafragmei, acest lucru ducând la o serie de avantaje. Principalul avantaj pentru utilizator este că are aceeași cursă și aceeași forță necesară acționării pedalei, forța rămânând constantă pe toată durata de viață de presare a plăcii de presiune pe ambreiaj, duce la o creștere a duratei de viață a acestuia cu până la 30% și se poate vorbi aici despre posibilitatea transmiterii unui cuplu mai mare pe același diametru al discului de ambreiaj. Așa cum spuneam, pentru un montaj corect avem nevoie de trusa specială 400-0237-10 și ca exemplificare voi monta kitul meu de ambreiaj pe această volantă. În prima fază trebuie să identific poziția corectă de montaj a discului de ambreiaj și asta o pot face foarte ușor citind informațiile de pe butucul discului. Aici va fi scris întotdeauna partea dinspre cutie sau partea dinspre motor. Montez discul de ambreiaj, după care vin cu placa de presiune și pentru centrarea discului voi folosi din trusa mea pinul de centrare. Pentru presare pot folosi una dintre cele două prese. În cazul meu, pentru că am prinderea în 6 șuruburi, o voi folosi pe cea cu 3 picioare. Dacă ar fi fost câteva cazuri de plăci de presiune cu prindere în 8 șuruburi, o voi folosi pe cea cu 4 picioare. Presa îmi simulează mie debraierea. Și pentru a putea presa, voi folosi niște șuruburi prelungitoare. Trei piulițe pe care le voi strânge până la același nivel pentru a fi sigur că fac o presare dreaptă. Și pot începe debraierea ambreiajului. Și strâng până când eliberez discul de ambreiaj. Acest lucru îl voi simți în momentul în care se învârte pinul de centrare. În acest moment, ambreiajul este liber. Nu mai am tensiune între carcasa plăcii de presiune și diafragmă. Pot strânge la cuplu recomandat cele 3 șuruburi rămase libere de la placa de presiune, după care scot presa și le voi strânge pe următoarele 3. Nefăcând această operațiune și nefolosind trusa mea de montaj, risc să îndoi carcasa atunci când forțez șuruburile să-mi aducă diafragma pe poziție de lucru.
Atât pentru astăzi, vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm la următorul Minut Șefler Rep Expert.